Vă salut, dragi prieteni, bine ați revenit în voliera mea. Astăzi o să facem un filmuleț cu masa de prânz a voltaților indieni și a rândunelelor de Saxonia. Am făcut puțină curățenie. Avem aici măsuța. Și o să încercăm să chemăm porumbei să vedem dacă vin. O să pun puțin pe pauză, să pot să merg să iau mâncarea. Și o să chemăm porumbei la masa de prânz. Am pus mâncarea. O să chemăm porumbei. Încet, încet, încep să apară. Următorul video cred că o să-l facem cu perechile. Stăm pe cuibare. Ușor, ușor cred că o să se apropie începutul ouatului. Deja unii masculi în drumul femelile spre cuib. Vedeți cum e și acea pereche. Să-i mai chemăm, mai trebuie să iese. Și aici am numerotat boxele. Exact cum v-am arătat și în video trecut, în compartimentul rostovilor. Și aici avem numerotată fiecare boxă. Să ne întoarcem la masa porumbeilor. O să mergem să mai luăm în cei care urmăriți canalul, de fapt, v-am prezentat pentru matca de 2017 din rasa rândunele de Saxonia. Avem 4 perechi formate și o femelă singură. O să trească să-i facem rost de un mascul, pentru că am decis să nu mai vindem. Și pentru anul acesta să formăm 5 perechi. O să facem un video când va apărea și acel mascul. Avem o promisiune de la un domn din Sibiu. Dar o să facem un video și cu acel mascul. Vedeți exact ce vă ziceam, acest mascul în drumul femela spre cuib. Acolo ne-a rămas găleata în care le luăm mâncarea la porumbei. Părerea mea, și cred că e un sfat destul de bun ca toți crescătorii să țină cont de acest sfat, adăpăturile trebuie ridicate de la sol. În felul ăsta, praful pătrunde mult mai greu. Și asta înseamnă mai multă sănătate pentru porumbeii noștri. După cum puteți observa, porumbeii sunt foarte vioi. În partea cealaltă avem voliera rostovilor. Nu uitați. Au prins și mai multă viață de când a început să se încălzească. Uitați aici și
această femelă, care și ea o să o destul de repede, cred eu. Aici avem o femelă tomnatică pe care am decis să o păstrăm. Ce nu v-am spus încă de la începutul videoului, cozile sunt tunse. Am tuns din lateralul cozilor, atât de la femele cât și de la masculi. 7 opene din stânga, 7 opene din dreapta. Pentru a fi siguri, cât mai sigur că ei se fecundează cum trebuie și că ouăle nu o să fie limpezi. Acum o să vedem și ce puișor o să avem. O să facem un video cu cuibarele. Femelele stând pe la boxe la cuibar. Sunt doi masculi frumoși. O să închidem acest video. Sper că v-a plăcut. Data viitoare o să facem un video cu boxele, cu grătarele. Așa cum povesteam și în video trecut, am comandat aceste grătare pentru boxe. Le așteptăm să vină. O să le montăm. O să le arătăm, de fapt, prima oară. O să le montăm la boxă. Și o să le prezentăm în video. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune!